Dar de ce așa vă ascundeați? Pentru că mi-au fost transmise diferite informații că vreau să mă prindă pentru asta și să chitau și bani. O clipă? Primeați mesajul de amenințări sau ce? De amenințare? Îmi transmiteau. De aici, de Moldova, îmi transmiteau prin cunoscuți, îmi transmiteau diferite informații. Că ai grijă, mai bine schimbă-ți locația, pentru că este informații că posibil te-au identificat unde te afli. Da, atunci a fost perioadă când trebuia să îmi schimb mai bine pentru o securitate. Și când i-ați schimbat locația? N-am schimbat așa mult. După amenințări am schimbat de două ori. Dar n-am schimbat așa des pentru că, uitați-vă, dacă eu am ieșit pe 24, adică 24 și 25, asta e logic, eu am schimbat locația. După asta am pe 31 martie. Ați spus că ați primit mesaje că ați fost comandat, da? Sigur. Cât se propunea pentru capul? Nu mi-au comunicat suma precisă. Real, nu mi-au spus. Dar mi-au spus că se achită pentru tine, pentru a te prinde. Pentru ce? Pentru a vă prinde, a vă răpi și vă readuce în Republica Moldova sau de a face altceva? Două variante. Dacă era posibil de a mă răpi și de a mă duce, a doua variantă de a da cu ceva în cap și atunci se întâmplă ceva cu tine. De la cine vineau aceste mesaje? De la cine vine această comandă potrivit mesajelor pe care le-ați primit? Venit din partea, prin cunoscuți, din partea organelor de drept. Și a doua persoană care a venit din partea lui Lanșor, adică din echipa lui.